Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre ultimatumul lui Putin care stârnește temeri și amenințarea războiului mondial. Este probabil ca miliarde de oameni din întreaga lume să vadă conflictul din Ucraina ca pe un război proxy purtat de Statele Unite ale Americii împotriva Rusiei. Președintele american Joe Biden s-a angajat să ajute Ucraina în căutarea victoriei atâta timp cât este nevoie, fără a defini care ar putea fi starea finală. Președintele rus Vladimir Putin a interpretat intențiile Statelor Unite ca însemnând o luptă până la ultimul ucrainean. Oricine are un puls vizibil este conștient de pericolul că conflictul ar putea escalada într-o conflagrație suficient de mare și destructivă pentru a se transforma în al treilea război mondial. Pragul ar fi probabil depășit odată cu dezlănțuirea armelor nucleare. Doctrinele militare ale tuturor puterilor nucleare prevăd că un astfel de atac ar justifica un răspuns în natură, deși fără a exclude întotdeauna același lucru pentru provocări mai mici de natură potențial existențială. Președintele Biden a spus, citez, lumea se confruntă cu cel mai mare risc de armagedon nuclear de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Am încheiat citatul. Contextul declarației lui Biden a venit cu o lună mai devreme, pe 21 septembrie 2022, când Putin a avertizat Occidentul că nu blufează când a spus că va fi gata să folosească arme nucleare pentru a apăra Rusia împotriva a ceea ce el a spus că este șantaj nuclear. Anterior, într-un discurs din 21 aprilie 2021, Putin a spus, citez, chiar nu vrem să ardem poduri, dar dacă cineva confundă bunele noastre intenții cu indiferență sau slăbiciune și intenționează să ardă sau chiar să arunce în aer aceste poduri, trebuie să știe că răspunsul Rusiei va fi asimetric, rapid și dur. Cei din spatele provocărilor care amenință interesele centrale ale securității noastre vor regreta ceea ce au făcut într-un mod în care nu au regretat nimic de mult timp. Am încheiat citatul. Un alt om care a vorbit despre războiul nuclear a fost fostul președinte și prim-ministru rus Dmitri Medvedev, acum șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai importanți consilieri ai lui Putin. Comentând despre ofensiva de primăvară din 2023, foarte apreciată dar eșuată acum a Ucrainei, Medvedev a spus în iulie 2023 că dacă Ucraina ar reuși să cuprindă teritoriul suveran rusesc, inclusiv Crimea plus cele patru regiuni Donbass anexate de Rusia în 2022, Rusia ar trebui să folosească arme nucleare în virtutea decretului prezidențial rus. Acest decret spunea că orice atac asupra teritoriului rus justifică un răspuns nuclear. De ziua Hiroshima, 6 august 2023, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus, citez, tobele războiului nuclear bat din nou. Neîncrederea și diviziunea sunt în creștere. Umbra nucleară care planează asupra războiului rece a reapărut. Am încheiat citatul. Un altul care a prezis războiul mondial a fost și ministrul apărării din Marea Britanie, Ben Wallace. Pe 19 mai 2023, el a avertizat că Marea Britanie ar putea intra într-un conflict direct cu Rusia și China în următorii 7 ani și a cerut o creștere a cheltuielilor militare pentru a contracara potențiala amenințare. Vorbind pentru Financial Times din Londra, Wallace a declarat că vine un conflict cu o serie de adversari din întreaga lume. Mai recent, comentatorul independent Tucker Carlson, care a spus că Statele Unite caută intenționat război cu Rusia, a remarcat într-un interviu din septembrie 2023 că administrația Biden ar încerca să rămână la putere declanșând un război fierbinte cu Rusia înainte de alegerile din 2024. Carlson a susținut că Statele Unite ale Americii sunt deja în război cu Rusia în Ucraina. Ceea ce alimentează temerile lui Carlson sunt declarațiile vicesecretarului de stat interimar al Statelor Unite ale Americii, Victoria Nuland, într-un clip video din septembrie anul trecut, care susține atacurile ucrainene împotriva teritoriului rus. Nuland a spus că o axă a strategiei SUA este punerea în pericol a unora dintre cele mai prețioase active ale Rusiei.
Deci, Joe Biden a avut dreptate? Se profilează Armagedonul nuclear? Sau este doar o politică de intimidare? Desigur, un potențial război între Statele Unite ale Americii și Rusia, mai ales în versiunea anterioară ca Uniunea Sovietică, nu este nimic nou. Cel de-al doilea război mondial abia s-a încheiat când figurii precum Winston Churchill și bancherul american Bernard Baruch au început să tragă alarme cu privire la existența unei cortine de fier în Europa și la începutul unui război rece. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cu Imperiul Britanic în prăbușire și Europa în ruine, au fost doi învingători clari, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică. Logica acceptată a planificatorilor americani dicta acum că cei din urmă trebuie să plece. Se spune că Stalin a cerut să se alăture NATO nou formată, dar a fost respins. El a răspuns formând Pactul de la Varșovia. Confruntarea de după război începuse și 75 de ani mai târziu nu s-a încheiat. În vreme ce sovieticii sunt acuzați că au promovat revoluții de stânga în întreaga lume, armata americană a pus planuri pentru un schimb nuclear ruso-american de atunci. În timp ce armata căuta un avantaj favorabil unei prime lovituri nucleare, obiectivul de lucru de zi cu zi față de sovietici era limitarea. Între timp, Statele Unite și-au început propria istorie lungă de a genera lovituri de stat prietenoase intereselor sale, odată cu răsturnarea de către CIA a guvernelor din Iran în 1953 și din Guatemala în 1954. În 1956, secretarul de stat al lui Eisenhower, John Foster Dulles, a proclamat o politică a Statelor Unite ale Americii de brinkmanship, politică de intimidare. Vorbind despre potențialul război nuclear într-un interviu al revistei Life, el a spus că dacă ți-e frică să ajungi la prag, ești pierdut. În 1961, președintele John F. Kennedy părea să-l fi privit de sus pe premierul sovietic Nikita Hrușciov cu privire la planificarea instalării de arme nucleare în Cuba. Necunoscut public, Kennedy retrăsese deja armele nucleare americane din Turcia. Nici războaiele proxy nu sunt ceva nou. Au început cu războiul din Coreea. Desigur, au existat ghete la pământ americane, dar Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au luptat de asemenea una împotriva celeilalte, Rusia-China, respectiv Statele Unite-ONU, având spatele fiecăruia. Războiul din Vietnam a fost purtat cu trupe și arme americane care îi ajută pe sud-vietnamezi împotriva regimului de la Hanoi, susținut de ruși și aliatul său, Vietnamul de Sud. Conflictul corean a intrat în impas, iar Vietnamul a fost o dezamăgire. Dar schimbarea a fost în vânt. J.F. Kennedy a revoluționat discursul cu propunerea sa acum faimoasă pentru pacea mondială, susținută la Universitatea Americană pe 10 iunie 1963. În Uniunea Sovietică, Hrușciov l-a denunțat pe Stalin și a propus o nouă eră a coexistenței pașnice cu Occidentul. La începutul anilor 1970, președintele Richard Nixon și consilierul său pentru securitate națională, Henry Kissinger, au căutat detenție cu sovieticii împreună cu deschiderea lor epocală către China. Apropierea de sovietici a fost sabotată de formarea militară a lui Reagan în anii 1980 și de minciunile supremației sovietice promulgate de Comitetul pentru Pericolul Prezent. De asemenea, Statele Unite ale Americii creau Mujahedin pentru a ataca prezența militară sovietică în Afganistan. Aceasta a făcut parte din angajamentul lui Reagan în propriile sale războaie de proxy numite Doctrina Reagan, împotriva regimurilor de stânga din Asia, Africa și America Centrală, cu echipe ale morții susținute de Statele Unite în El Salvador și în alte părți. Sub Reagan, facțiunea cunoscută sub numele de Neocons și-a început infiltrarea în aparatul de securitate națională. Aceștia au inclus intelectuali trotskiți din New York, precum Irving Kristol, absolvenți ai personalului senatorului democrat Henry Jackson, precum Paul Wolfowitz și Richard Perle, sau icoane ale complexului militar-industrial precum tatăl bombei H. Edward Teller, Donald Rumsfeld și Dick Cheney,
care fuseseră lipiți și unul și celălalt și de președintele Gerald Ford sau directorul Central Intelligence al lui Reagan, William Casey, și multe viitoare personaje întunecate, precum John Bolton. William Casey a fost cel care a spus celebru la una dintre primele întâlniri ale personalului lui Reagan, citez, "Vom ști că programul nostru de dezinformare este complet atunci când tot ce crede poporul american este fals." Am încheiat citatul. Această declarație a definit perfect viitorul program a ceea ce numim acum Deep State sau statul adânc. Unul dintre primele proiecte majore neocon, Iron Contra, s-a transformat în scandal, Reagan și vicepreședintele Bush pretinzând amândoi ignoranță în ficțiunea negabilitatea plauzibilă. Un altul a fost proiectul de casa lui Reagan, inițiativa de apărare strategică, denumit Războiul Stelelor. Pretinzând că este ofensat de conflictul nuclear dintre Statele Unite ale Americii și sovietici, prin care pacea a fost asigurată doar de logica distrugerii reciproce asigurate, Reagan a propus o armată de arme defensive în spațiu. Dar proiectul Războiul Stelelor, care nu a fost reînviat până în secolul al XXI-lea, a fost totuși martor la o vastă planificare a stațiilor de luptă spațială, a armelor spațiale teoretice ingenioase, precum laserul cu raze X, și a dispozitivelor numite mai târziu tije de la Dumnezeu, și studii cost-beneficiu care au inclus calcule despre câte zeci de milioane de americani ar putea muri într-un război nuclear în spațiu împotriva sovieticilor, permițând în același timp Statelor Unite să revendice victoria. Între timp, CIA a început să se retragă în umbră după dezvăluirile îngrozitoare ale asasinatelor CIA, subversiunii mass media, otrăvirii subiecților cu LSD și altor fapte rele apărute în urma audierilor Comitetului Bisericii din 1975. Sub Reagan a venit autorizarea National Endowment on Democracy, a cărei misiune au devenit Revoluțiile Colorate și mai târziu Primăvara Arabă. În mijlocul ororilor, totuși, Reagan a reușit să semneze tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară cu premierul sovietic Mihail Gorbaciov, reducând pentru prima dată numărul de arme nucleare. Dar lucrurile au luat o întorsătură hotărâtă sub președintele George H.W. Bush, cu doctrina Wolfowitz din 1992, care a reformulat vechile planuri ale Consiliului pentru Relații Externe pentru dominația militară globală a Statelor Unite și conținea avertismentul de rău augur că Rusia era singura națiune de pe pământ cu puterea de a distruge SUA. Până acum, SUA începuseră următoarea etapă a cuceririi globale cu războiul lui Bush împotriva Irakului, furtuna în deșert. Scopul a fost colonizarea militară totală a Orientului Mijlociu. Proiectul Marele Israel, atât de apropiat și de drag inimii neoconilor, fiind un beneficiar evident. Războiul Iran-Irak din 1980-1986, în care Statele Unite ale Americii înarmau ambele părți, a avut fără îndoială aceleași scopuri. Ciudățenia în desemnarea Rusiei drept cel mai rău dintre dușmani, numiți în doctrina Wolfowitz, a fost că, un an mai târziu, Uniunea Sovietică se prăbușise, încetând să mai existe în 1991, șoimii americani declarând că războiul rece s-a încheiat și că Statele Unite ale Americii au câștigat. Corolarul lor a fost că acumularea militară a lui Reagan a forțat economia sovietică să fie administrată în justiție pentru că nu au putut ține pasul cu cheltuielile militare americane. Dar într-un interviu din 17 decembrie 2022 pe platforma de știri online The Duran, Jack F. Matlock, fost ambasador al Statelor Unite în Uniunea Sovietică, a spus că ideea că i-am petrecut pentru a învinge a fost absolut greșită. El a mai spus că Statele Unite ale Americii nu au câștigat războiul rece și că Uniunea Sovietică s-a despărțit pentru că războiul rece s-a încheiat până în 1989 și că naționalismul local a fost cel care a sfâșiat-o. El a adăugat că sfârșitul războiului rece a fost negociat ca egali. Dar aici a fost problema. Doctrina Wolfowitz a dovedit că nu comunismul doreau Statele Unite ale Americii să-l învingă.
întrucât Rusia nu mai era un stat comunist. Matlock a spus că Gorbachev a abandonat comunismul în discursul său din 7 decembrie 1988 de la ONU. Nici Statele Unite nu au făcut presiuni pentru democrație. Rusia devenise peste noapte mai democratică decât multe dintre regimurile autoritare pe care SUA le susțineau de zeci de ani în întreaga lume, cum ar fi cele din Arabia Saudită și Turcia. Mai degrabă, Rusia ca inamic geopolitic vizau Statele Unite ale Americii, adică, în ochii Rusiei, însăși existența ei ca teritoriu, stat și civilizație. Pentru a promova pacea cu Occidentul, Gorbachev a fost de acord cu reunificarea Germaniei de Est și de Vest ca o singură națiune și parte a NATO. Având acordul secretarului de stat american James Baker, că NATO nu va avansa un centimetru spre est de la granița germană. Acest angajament a fost încălcat însă de următorii trei președinți, Clinton, Bush și Obama. Veteranul om de stat american George Kennan s-a opus extinderii NATO, în timp ce ambasadorul Matlock a numit-o o mare tragedie. Acum Rusia însă și începuse să ia poziție. La conferința de securitate de la München din 2007, Vladimir Putin a contestat încercarea Statelor Unite de a obține hegemonie prin crearea unei lumi unipolare, în care, spune Putin, există un singur stăpân, un suveran. Putin a mai spus că, la sfârșitul zilei, acest lucru este dăunător. Nu a existat niciodată niciun indiciu că Vladimir Putin, făcând declarația sa de la München sau ulterior, ar fi avut vreo intenție de a restabili Imperiul Sovietic. Dar era absolut hotărât să păstreze suveranitatea și securitatea Rusiei, în ciuda intenției declarate a facțiunilor din Occident de a sparge teritoriul Rusiei și de a obține controlul asupra resurselor acesteia. Putin a deplâns de asemenea faptul că odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, 25 de milioane de etnici ruși au fost lăsați în afara ceea ce era acum un stat național unificat și întărit, combinând o multitudine de rase, limbi și religii. Războiul împotriva terorii a ajuns să fie un eșec tragic, așa că acum mass media occidentală a sărit la următoarea șansă mare, înfățișându-l pe Putin drept tipul rău din ziua de azi, chiar mai autoritar și mai rău decât Saddam Hussein sau Osama Bin Laden. Dar mass media ar fi făcut același lucru dacă Donald Duck ar fi fost președintele Rusiei, un tiran urât cu cioc de rață, cu pene, care ataca democrația, libertatea, drepturile omului și, da, noul secol american pe care neoconiștii l-au visat. Acum Statele Unite ale Americii, cu neoconiștii ferm înrădăcinați în Departamentul de Stat și în alte părți, au înconjurat Rusia cu baze militare și i-au atacat perimetrul cu revoluții colorate în Georgia, Ucraina și Kârgâzstan. După dezmembrarea Iugoslaviei la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Președintele Barack Obama a situat apoi sistemul de apărare antirachetă Aegis în Polonia și România, cu potențialul de a activa rachete care ar putea ajunge la Moscova cu focoase nucleare în 6 minute. A fost curentă și discuția despre o posibilă grevă de decapitare a conducerii ruse. În cele din urmă, în 2014, cu Victoria Nuland și vicepreședintele Joe Biden la conducere, Statele Unite ale Americii au organizat o lovitură de stat în Ucraina cu ajutorul lunetiștilor plătiți pentru a alunga un președinte prietenos cu Rusia și înlocuirea acestuia cu o huntă neonazistă care a pus Ucraina pe picior de război. Ca răspuns, Rusia a anexat peninsula Crimea, unde Sevastopolul este casa flotei sale de la Marea Neagră, cu 85% aprobare din partea populației, în timp ce provinciile Donbas din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk, etnic ruse, și-au declarat independența. În cele din urmă, după 8 ani de provocări ucrainene, moartea din cauza bombardamentelor ucrainene a peste 10.000 de civili din Donbas și trădarea Germaniei și Franței de a nu respecta acordurile de la Minsk pe care le garantaseră, Rusia a intrat în Ucraina cu forțele sale militare în februarie 2022. Conflictul era deschis, un conflict pe care Rusia îl câștigă. Sancțiunile conduse de Statele Unite împotriva Rusiei nu au reușit să o doboare economic,
sau să forțeze schimbarea regimului împotriva lui Putin. Dar fiecare eșec ucrainean pe câmpul de luptă a fost urmat de mai multe arme și bani furnizați regimului Zelensky de către Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și alții membri NATO. Dar cine dădea lovitura? În martie 2022, negociatorii ruși și ucraineni au ajuns la un acord privind o soluționare a conflictului la întâlnirile de la Istanbul. Prim-ministrul britanic de atunci, Boris Johnson, s-a grăbit apoi la Kiev pentru a-l determina pe Zelensky să rupă acordul și să continue războiul. Escaladarea occidentală a inclus tancuri grele și alte arme în valoare de miliarde de dolari către Ucraina, împreună cu muniții cu dispersie și proiectile cu uraniu sărăcit. Au existat atacuri cu drone asupra Rusiei însăși și asupra Crimeei. Dar contraofensiva ucraineană s-a prăbușit, apărând speculații cu privire la un contraatac major rusesc, posibil chiar tăind Ucraina de Marea Neagră. Acum avertismentele de la Washington continuă că Putin ar fi bine să nu devină nuclear, ceea ce poate fi interpretat ca invitându-l să facă acest lucru. Aceasta este evident o nouă fază a pragului care ar putea oferi Statelor Unite un pretext pentru trecerea la războiul nuclear. Între timp, Statele Unite înțeleg că nu ar putea în niciun fel să provoace Rusia într-un război convențional, chiar dacă întreaga alianță NATO este activată. Chiar și atunci, dezbinarea în cadrul NATO și absența unei forțe militare suficiente oriunde în Europa fac acest lucru imposibil în prezent. Analistul militar veteran american Scott Ritter scrie în Sputnik News pe 21 septembrie 2023 că chiar dacă Statele Unite și-ar activa întreaga forță militară staționată în Europa împotriva Rusiei, aceasta ar fi învinsă în decurs de una sau două săptămâni de luptă intensă. Singura alternativă ar fi atunci activarea unui transport aerian gigantic de forțe suplimentare în Europa, cu avioane cargo americane pe drum pentru distrugere, ceea ce ar fi imposibil. Există și semne că Statele Unite ar putea face presiuni asupra Ucrainei pentru a fi de acord cu încetarea focului, cu o înghețare pe linia reglementării coreene vechi de decenii. Dar tot ceea ce ar fi să dai cu piciorul la tot posibil până după alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024, care vor fi probabil precedate de alegerile din Ucraina. Nu există semne că Statele Unite sunt gata să acorde o victorie rusă care să implice redesenarea aparatului de securitate european, Rusia fiind o parte respectată. Guvernul ucrainean vorbește despre un conflict pe termen lung care durează decenii. Deci nu există nicio modalitate de a afirma că războiul din Ucraina se încheie sau de a specula cu privire la următoarea fază. Deci, un al treilea război mondial este o posibilitate? Oricum, lumea este pe marginea prăpastiei, pe măsură ce liniile de falie geopolitice se cutremură, odată cu greutatea tensiunilor crescânde. În epicentrul acestei tulburări seismice se află Vladimir Putin, o figură al cărei cuvânt reverberează ca un tunet pe scena globală. Într-o adresă recentă care a transmis unde de șoc în cercurile diplomatice, Putin a emis un avertisment dur către NATO, îndemnând să înceteze ceea ce el percepe ca o agresiune care se strecoară tot mai aproape de granițele Rusiei. Dar misiva de rău augur a lui Putin nu este decât o piesă dintr-un puzzle mai mare. Regatul Unit și Suedia aflându-se prinse în miza ostilităților în creștere. De la fricile de recrutare care stăpânesc populația britanică, până la pregătirile febrile ale Suediei pentru un potențial război fierbinte, miza nu a fost niciodată mai mare, deoarece lumea se pregătește pentru ceea ce s-ar putea dovedi a fi o ciocnire cataclismică a titanilor. Odată cu transmiterea în forță a unui om care cunoaște gravitatea cuvintelor sale, avertismentul lui Putin la adresa NATO se răsplânge cu greutatea fatalității iminente. Mesajul lui este clar: încetați invadarea granițelor Rusiei sau faceți față consecințelor. În termeni siguri, președintele rus a tras o linie în nisip.
invitând puterile occidentale să-i asculte apelul sau să riște mânia unei națiuni care nu dorește să cedeze presiunii externe. Dar în spatele hotărârii de oțel a lui Vladimir Putin se află o rețea de intrigi geopolitice, așa cum am văzut, în care fiecare mișcare este calculată cu precizia unui mare maestru care joacă șah. Pentru Rusia, invadarea forțelor NATO reprezintă o amenințare existențială, o reamintire dură a istoriei tumultoase care a definit de mult relația dintre Est și Vest. De la anexarea Crimeei până la conflictul în curs din Ucraina, Vladimir Putin vede extinderea NATO ca un afront la adresa suveranității ruse. O linie roșie care nu poate fi depășită fără consecințe. Mai mult, Regatul Unit se pregătește pentru o eventuală confruntare. Pe măsură ce spectrul războiului se profilează din ce în ce mai mult la orizont, Marea Britanie se confruntă cu realitatea serioasă a recrutării. Oficiali militari au emis avertismente îngrozitoare populației britanice, îndemnându-i pe oameni să se pregătească pentru posibilitatea de a fi chemați să-și apere națiunea împotriva amenințării pe care o reprezintă Rusia. În sălile puterii sunt în desfășurare discuții pentru antrenarea și echiparea unei armate cetățenești, o ultimă linie de apărare în cazul în care diplomația eșuează și conflictul devine inevitabil. Perspectiva recrutării a trimis unde de șoc în societatea britanică, stârnind amintiri ale unei epoci trecute, când spectrul războiului plana asupra națiunii. De la tranșeele primului război mondial până la blitzkriegul din al doilea război mondial, cicatricile conflictelor din trecut încă persistă, o amintire bântuitoare a prețului plătit pentru libertate. Acum, pe măsură ce tobele de război cresc din ce în ce mai tare, poporul britanic este din nou chemat să rămână ferm în fața adversității, să-și apere patria împotriva celor care ar încerca să-i facă rău. Între timp, în inima nordică, Suedia se află în prima linie a unui potențial conflict. Temerile de un război fierbinte cu Rusia, conducând pregătiri frenetice în toată țara. De la Stockholm la Malmö, rafturile sunt dezgolite pe măsură ce cetățenii stochează provizii în așteptarea de neconceput. Într-o națiune cunoscută pentru neutralitatea sa, spectrul războiului aruncă o umbră lungă, forțând suedezii să se confrunte cu realitatea dură a unei lumi care se clatină în pragul haosului. Pentru Suedia, amenințarea pe care o reprezintă Rusia nu este doar teoretică, ci profund existențială, o amintire dură a fragilității păcii într-o lume din ce în ce mai volatilă. De la Marea Baltică până la Cercul Arctic, spectrul conflictului se profilează mare, un nor întunecat la orizont, care amenință să înghită națiunea în urma lui. Pe măsură ce tensiunile continuă să crească și spectrul războiului se profilează din ce în ce mai mult la orizont, lumea se află la o răscruce de drumuri, clătinându-se în pragul unui conflict fără precedent. De la sălile puterii din Moscova până la străzile Londrei și Stockholm, tobele războiului cresc în intensitate din ce în ce mai tare, un marș necruțător către un viitor incert. Cu toate acestea, chiar și în fața unei astfel de incertitudini, rămâne speranța, o flacără pâlpâitoare care refuză să se stingă. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!